Bună tuturor și bine ați revenit la un nou Vlogmas! Ieri am avut o zi aproape totală de relaxare. Am fost puțin plecată la Jumbo și alte magazine cu Sabina. V-am filmat. Și de atunci, de când m-am întors, s-a mai strâns puțin prin casă, am făcut live și atât. Am stat, m-am relaxat, am adormit la ora 12. Superb! M-am trezit la ora 12, am dormit extraordinar de mult, foarte bine, chiar aveam nevoie, eram destul de obosită în ultima perioadă pentru că mă obosesc destul de tare aceste videoclipuri zilnice, chiar dacă la voi apar, nu știu, 15-20 de minute, în spatele acestor minute sunt mai multe ore de, nu muncă, mai multe ore de editat, de filmat, de gândit, de stres, de alte chestii, dar niciun caz nu mă plâng. Și aveam nevoie așa de o zi să mă odihnesc, să dorm, să mă trezesc singură, fără alarmă, fără nimic. Și asta s-a întâmplat. Astăzi m-am trezit la ora 12, fără nicio alarmă, probabil mă săturasem de atât somn. Și cam asta am fost, am făcut și baie, m-am spălat și pe păr, m-am dat și cu ulei, ce frumos miroase, nu vreau să mă machiez. O să merg la mama pentru că este ziua fratelui meu, iuhu, face 18 ani. Și o să merg pe acolo. Nu cred că o să am ce să filmez pentru că, na, nu vă dați seama. Nu vreau să mă machiez pentru că oricum este deja târziu. Mi-am luat laptopul, încărcătorul, toate astea, carduri, adaptoare pentru că trebuie să editez videoclipul pentru că aseară, v-am spus, am avut o zi de relaxare, așa că nu am făcut nimic. Și asta o să fac invitații, să spunem, voi veni pe la ora 6. Cum este în jur de 3. Sper, presupun, nu știu, măcar o parte. Văd eu cum mă încadrez, oricum până pe la 8-9 sigur îl termin. Și cam asta. Mai am doar să mă dau cu parfum, să-mi pun camera asta în geantă și încărcătorul ei. Și cam atât, în rest plec. Da. Nu știu exact dacă ne auzim de acolo, dacă vă arăt ceva drăguț de acolo, dacă habar n-am. Dar cu siguranță ne auzim mai târziu. Am revenit, după cum se poate vedea, într-o nouă zi. Ieri nu am mai filmat, cred, nimic. Asta pentru că am fost la ziua fratelui meu, după cum am spus, și am stat acolo până târziu. Am postat și videoclipul foarte târziu, cred în jur de ora 10. Asta pentru că am crezut că o să am timp să îl editez acolo și să-l termin. Dar din păcate nu s-a putut. Dar oricum l-am postat, sunt la zi, sunt foarte fericită că până acum m-am ținut și am reușit să fiu constantă. Am văzut și de la voi în comentarii acest lucru și mă bucură enorm. Dar nici nu suntem la jumătate, iar eu puțin am rămas... Cum să zic, nu știu, puțin fără idei și mă uit la celelalte fete. Cred că asta este una dintre greșelile pe care le fac eu. Mă uit și văd că ele au activități super drăguțe sau, nu știu, fac zilnic cumpărături sau mai știu eu ce. Și atunci mi se pare că măsurile mele nu mai sunt atât de interesante. Și atunci cumva sunt puțin dezamăgită de mine, să zic așa. În fine, astăzi nu am făcut absolut nimic. De fapt, am făcut doar puțină ordine în casă, încă nu am ajuns la curățenie generală din celelalte camere. Am avut curs, în fiecare vineri am curs la ora 7, am avut cursul și cam atât. În rest am editat videoclipul, l-am postat, am stat cred 2 ore să răspund la comentarii. Am avut câteva videoclipuri la care nu am răspuns și atunci s-au strâns mai multe comentarii, a trebuit să stau să răspund la fiecare în parte. Pentru că mi se pare frumos dacă răspund la unul, răspund la toate sau dau doar inimioară. Nu vreau să răspund doar la, nu știu, pe cine cunosc sau de cine îmi place mie mai mult sau cine e prezentă mai des pe canalul meu, nu. Chiar dacă las un emoticon, eu răspund tuturor. Și cam asta este tot ce am făcut. Am fost până la magazin, mi-am luat o pungă de dulciuri. Cred că să mă înveselesc singură, asta a fost ideea. Și în rest, absolut nimic n-am mai făcut. Pentru mâine nu am nimic pregătit. Eram foarte fericită că aveam 2 videoclipuri în avans
Și mă simțeam așa cumva puțin, nu eram atât de îngrijorată că oare ce postez mâine, pentru că aveam un avans, după cum am spus, două videoclipuri. Însă, atunci când am adormit la film, a trebuit să nu am mai avut un videoclip în avans și cel de ieri ar fi trebuit să fie cel de-al doilea videoclip în avans, dar se pare că nici acela nu a fost, pentru că era mult mai important în ziua fratelui meu decât să filmez și mi se pare ceva normal. Ziua lui este o singură dată pe an, a făcut și 18 ani, era foarte, foarte important și atunci, da, am ales să nu mai am videoclipuri în avans, dar sper eu să mă organizez puțin mai bine și să am măcar unul în avans. Ceea ce filmez eu astăzi, din păcate, nu știu cât de interesant o să fie, pentru că nu am activități, oricum deja este foarte, foarte târziu, o să apară mâine. Și cam ce aș vrea să mai fac eu astăzi, sunt câteva dulapuri la bucătărie, partea de jos mi-am propus să o fac și gratile acelea de la Aragaz. Gratii cred că le spune, nu știu dacă au altă denumire, eu le spun gratii. Și da, aș fi vrut să fac în dormitor, dar cineva s-a pus să doarmă, atunci trebuie să fac în bucătărie, pentru că în baie e prea multă gălăgie, în sufragerie trebuie să bag neapărat aspiratorul pentru că am mochetă și atunci și nici n-am dulapuri în sufragerie și atunci am spus, totuși dacă încă nu mi este somn, să mai fac de ceva din curățenie pentru că am destul de multă. Și da, cam asta o să fie în continuare, o să vă arăt dulapurile mele, care arată puțin groaznic, din păcate, nu m-am mai ocupat de ele în ultimul timp, și vă arăt cum arată la final. Vă rog să nu urleți prea tare de mine, pentru că este puțină dezordine, dar asta o să facem acum. Și încă ceva. Știți că v-am mai spus eu, îmi tot cădeau acei țurțuri de sus, ca să întorc camera. M-am gândit să-i lipesc aici cu scotch. Sper că se vede. Am pus efectiv peste tot scotch. La cei de sus, în rest, n-am treabă cu ei. Doar că acum mi se pare că stau puțin prea drepți. Adică ar fi trebuit să stea cumva mai așa. Normal. Stau cam... Nu știu, chiar nu știu ce să le fac. Dar mai bine stau așa decât să stau efectiv non-stop să-i lipesc, pentru că mă enervează mult mai tare. Cam atât, cred. În rest n-am mai făcut nimic. Se pare că s-a urcat pisicii într-o debara. O să cazi de acolo. Aici sunt doar chestii scule, șurubelnițe, nu știu, și alte prostii neinteresante, dar, da, haide jos, haide vino, zic eu să cazi, treaba ta. Bun, și cu ce o să începem? O să fie acest dulap unde țin și coșul de gunoi și, da, folosit de curățenie, mânuși, soluții, alte lucruri. Acolo a căzut ceva apă de la ghiuvetă și atunci, da, o să mă apuc să șterg și de produsele astea pentru că sunt murdare, vă dați seama, și apoi să le rearanjez și vă arăt la final cum arată, sper mai bine. Și o să las între timp și camera asta puțin la încărcat pentru că mai am doar 15% baterie, dar vă arăt cum arată la fel. Am terminat primul dulap. O să scot și acest coș de aici. Am șters fiecare produs. Habar n-am. Aici în dulap am șters cu Chif, apoi cu Laveta și apoi am dat și cu o soluție de geamuri să fiu sigur că e totul cum trebuie. Am făcut curat doar în interior. Pe exterior încă nu l-am șters pentru că oricum o să se mai facă mizerie și va trebui să îl curăț. Iar aici am șters și mașina de spălat. Nu știu dacă voi o ștergeți după fiecare utilizare, însă eu nu. Și atunci o dată la ceva timp o curăț, o șterg de aici. Am dezinfectat-o, ăsta frumos. Și cam atât. Aici am niște blugi pe care trebuie să-i pun la uscat chiar acum. Încă nu pornesc mașina. Și până se usucă hainele astea, o să mă apuc cu acest dulap, care arată groaznic, efectiv. Groaznic, ce să zic. Dar, da, mă apuc imediat de el și vă arăt cum o să arate la final, cu siguranță mult mai bine. Este gata și acest dulap.
Aici am lăsat tigăi, mai am tigăi, dar sunt toate pline cu ulei, ulei de pește, ulei de pui, ulei de nu știu ce. Iar aici am pus capace, castroane, ce alte lucruri mai erau, o oală. Iar acum o să mă apuc de acest dulap, unde sunt, habar n-am ce lucruri. De exemplu, am acolo două tăvi în spate, pe care nu le-am folosit niciodată, dar niciodată. Le am de... Când m-am mutat aici, dar nu le-am folosit vreodată. Gata, am terminat și aici. Acolo în spate am mixer și... Da. Acum am un storcător de fructe de la Lidl. Aici am tot felul de pahare, de șaturi, de paie. Nu de paie, paie. Alea erau de șampanie. Așa. Sper că mă mai auziți de mașină. Aici am un cântar de bucătărie, două platouri pe care oricum pun doar prăjituri. Iar aici o să am, v-am spus, niște tăvi pe care nu le-am folosit niciodată. Nimic de aici nu am folosit niciodată în afară de tăvița asta. Iar aici, scuze dacă s-a făcut mizerie pe jos, dar vă dați seama, am un set de pahare așa, de fapt am doar patru. Și două așa, pe care aș vrea să le duc la etajul 3 să le ia cineva, pentru că eu nu le mai vreau. Vreau să îmi cumpăr și eu un set normal de 6 pahare maxim, sau 4, nu știu, o să văd. Ceva mai drăguțe de la Pepco, probabil. Nu vreau să dau foarte mulți bani pe ele, dar să fie ok. Și astea vreau să le duc mâine la etajul 3. Mai fac astea două și gata pentru seara asta. Aici este o harababură totală. Aici sunt doar tacâmuri. Vă arăt la final cum arată și asta și cred că mă pun și eu la somn. Am terminat și aici. Mai bine de atât, chiar nu știu cum aș putea să fac. Și aici am terminat, am așezat, am mai luat din chestii ce erau prea multe. Cam așa arată la final. În sfârșit am terminat și eu tot ce mi-am propus pentru seara asta. De fapt chiar ceva mai mult, pentru că inițial voiam să fac curat doar într-un dulap, parcă să spăla la gază, dar mi-am dat seama că am nevoie să clătesc claveta și să spăl buretele și nu aveam cum dacă lăsam acele gratii, nu gratii, grătare la muiat cu soluție. Nu mai pot să vorbesc pentru că sunt foarte, foarte obosită. Afară s-a luminat deja. Vă puteți da seama cât este ceasul. Probabil pe video o să fie mai puțin de un minut, dar să știți că nu a durat chiar atât de puțin această curățenie. Eu nu știu cum faceți voi curat, dar mie mi-a foarte, foarte mult să fac exact cum vreau eu. Mai vorbesc și cu alte fete, iar lor, cred că în 2 ore e gata toată casa, curățenie generală. Nu știu cum fac ele, poate au un secret, poate aveți voi un secret, aștept în comentarii. Și aș vrea să-mi spuneți și dacă vreți să mai pun astfel de părți, pentru că mai am de făcut o grămadă de curățenie până vom încheia acest vlogmas. Încă un lucru vă mai spun și mă pun să dorm, cred că o să dorm maxim un minut. Miercuri am făcut extragerea pentru giveaway. A câștigat Laura și am spus eu atunci, dacă nu mă contactează în 24 de ore, următoarea câștigătoare, sau cum să zic, este Ana. Nu mai știu numele de familie acum, dar aveți live, este salvat. Și 24 de ore, cred că se făceau undeva pe la 8 seara. Ana îmi scrisese deja de miercuri. Dacă... De unde e parfumul ăsta aici? Asta nu era locul aici. În fine, mi-a scris de miercuri seară că ea este, pentru că pe Facebook, pe Instagram nu avea și numele de familie, mi-a zis că ea este și oricum am mai vorbit cu ea pe Instagram, avem acolo conversația și da, i-am zis că o anunț în cazul în care nu îmi scrie Laura. La 8:30, 9, cred, i-am scris Anei și i-am spus felicitări, au trecuseră cele 24 de ore. Ai câștigat, m-a întrebat-o eu ce culoare, care este culoarea ei preferată, pentru că știți că o să-i facă și Sabina un cadou surpriză, pentru că mă urmărea și pe mine și pe Sabina pe Instagram. Și, în fine, am vorbit cu ea, mi-a trimis cu detaliile, iar pe la ora 11, cred, sau aproape 11,
Mi-a scris Laura. Acum au trecut cele 24 de ore, vorbisem cu Ana și mi-era foarte, foarte aiurea să-i spun ei, stai că de fapt, chiar dacă au trecut, mi-a scris Laura, în fine. I-am trimis Laurei poză cu conversația Anei, dintre mine și Ana, și am arătat că abia la ora 9 aproape i-am spus că ea este câștigătoarea și să-mi trimit adresa și toate cele. Din câte am văzut, nu s-a supărat. Cum chiar nu știu dacă am procedat corect. Habar n-am. Eu așa zic, pentru că, după cum am spus, trecuseră cele 24 de ore și atunci... Lăsați în comentarii să-mi spuneți părerea voastră, să știu cum o să fac miercuri la următorul live. Dacă să las mai mult 48 de ore până să-mi scrie sau cum să fac, chiar nu știu, dați-mi voi alte idei. Eu încerc să fac aceste giveaway-uri cât mai, cum să zic, cât mai naturale, să se vadă totul, să fie totul, să vedeți absolut toată extragerea și toată chestia, să nu creadă cineva că am vreo preferată sau ceva, că așa nu mai anunțam nimic și trimiteam direct coletul. Dar, da, cam asta. Bun. Vă mulțumesc dacă ați rămas cu mine până la final. Contează enorm pentru mine acest lucru, mai ales în zile în care știu că nu fac un mare lucru distractiv și e o zi așa mai banală, să zic, sau o zi obișnuită, de fapt. Interesant, în comentarii v-am spus și dacă vreți să mai arăt mici părți din curățenie, cum să fac la giveaway, asta e foarte important, cum să aleg, dacă să aleg altfel, dacă aveți altă idee, sau cât să aștept, sau ca să fie toată lumea mulțumită. Și, da, chiar m-aș bucura să câștige încă o dată Laura, nu știu ce se întâmplă așa, să mai câștige o dată și să îi trimit și un colet din astea trei pe care le mai am. Să nu cumva, nu știu, să nu rămână supărat sau cumva pe mine, pentru că nu asta a fost intenția mea. Și, bun, cam atât. Vă las, ne auzim mâine într-un nou vlogmas. Nu știu ce o să facem, cred că plecăm și noi, ieșim și noi puțin din casă. Mă găsesc și pe Instagram și pe Facebook și pe TikTok. Să urmăriți și pe Sabina pe Instagram, pentru că în cazul în care sunteți câștigătoarea giveaway-ului, o să vă pună și ea un cadou surpriză în colet. Dar dacă nu aveți Instagram sau nu vreți să ne urmăriți, o să primiți doar, după cum știți, produsele pe care vi le-am prezentat. Vă pup și ne vedem într-un nou vlog mâine seară. Deci,